La mulți ani! Da, domnule, să lasă mai a trimis pachete cadouri pentru dumneavoastră. Am auzit că e sărbătorit astăzi. Da. Bănuiți cine ne-a trimis oare? Am bănuit. Bănuiți? Ziceți un nume, serios, dacă ați nimerit. Iuliana și cu Mariu. Am o melodie și niște mesaje să vă transmit și vedem la final, bine? Vă dau tortul de timp, oare puteți să-l țineți? Puteți? Campania, îi dau la domnul să vedeți în restul. Nu poate, îmi pune în orice. Oricare ca să ne le dau la doamna atoace, să le țină că o să fie greu. Uite așa. Haideți să vedem cine ne-a trimis la dumneavoastră. Și să vedem dacă ați nimerit numele. Dacă stau și o să. Perfect.
Doamna Eliana, astăzi e momentul să aflăm cine ne-a trimis. La dumneavoastră am un mesaj frumos să vă transmit. La mulți ani, mamă! Azi, la împlinirea celor 65 de ani, îți dorim multă sănătate și fericire. Cu această ocazie îți mulțumim că ne-ai crescut cum ai știut tu mai bine. Îți mulțumim că ești alături de noi. Știm că ai trecut prin multe până ne-ai făcut mari, dar nu ai dat nicio clipă înapoi. Acum a venit timpul ca noi să avem grijă de tine. Dragă soacră, cu această ocazie îți mulțumim pentru faptul că ne-ai crescut un soț atât de minunat și ne iubești la fel ca pe copiii dumitale. Îți urăm un sincer la mulți ani. Draga noastră bunică, noi, nepoții tăi, vrem să-ți urăm un călduros la mulți ani. Te iubim foarte mult și suntem recunoscători pentru toate clipele frumoase pe care le-am petrecut împreună. Cu drag, din partea copiilor, Valer, Sandu și Marius, a nurorilor Laura, Claudia și Iuliana și a nepoților Marisa, Rareș, Mădălin, Georgiana, Ionuț, Alesia și Sofia. Mamă, soacră, toată lumea vă iubește. Deci din partea întregii familiei dumneavoastră. Dacă doriți și dumneavoastră să le transmiteți un mesaj frumos. Să fie cuminți și să fie recunoscători și să fie să asculte unul de altul. La mulți ani din partea noastră, să fiți fericită, sănătoasă, că iubită sunteți. Foarte iubită sunteți.